Fată. Nu? Ligia? E o fată? Poți să știi zilele astea? 30 de grade. Ce ai 7 minute, mă? Băi, deci ceva super. Și pe net, deci pe YouTube, are 4.965.000 de vizualizări. Păi, auzi, cetățeni, auziți ce spun? Deci cu 2,4 milioane, mai puțin ca Băsescu la referendum. Dar, adică, să avem așa un ordin de mărime. Dar la ei, cred că sunt apreciative, că uite, 33.931, deci 34.000 de așa, și doar 1.574 așa pe YouTube. Deci, marea majoritate sunt aprecieri. Ați auzit? 4.965.000, deci 5 milioane, ca să o rotunjim, că nu mai pot. 5 milioane de vizualizări, dintre care marea majoritate aprecieri. Hai să ascultăm un pic, vă rog, vă rog. Vă rog, vă rog, 5 milioane. Să vedem, să pun la valieră, da. Să vedem ce ascultă cetățeanul român. Bă! Începi sau ce faci? E pălirism. Mai sare discul. Nu, deci încă o dată. Deci nu, vă rog frumos, deci, nu, încă o dată. Deci începe cu niște viori de la care mai sare discul. Viorile pe disc? Pare că, știi, ok, după care ea începe și cântă ceva că era cald, după aia nu mai e cald, e frig. Și după aia zice, hei, haleluia. Cum hei, haleluia? Deci este hei, haleluia? Adică îl strigă pe haleluia? Îl vede pe haleluia și zice, hei, haleluia! Adică e ca în desene animate cu Memo, în cartea cărților, când îl vedea pe Iisus și striga după el, Iisus, Iisus, da, Memo. A? Nu, încă o dată, vă rog frumos, vă rog. Și după care, după haleluia, urmează 30 de grade, 00 grade, 00 grade. De, încă o dată, nici un 4 minute, lasă-mă în pace. Atent, încă o dată, una! Hai, păpușe, Ligia, zi tati. Vine refrenul care-i Dumnezeu pe pământ, e hei, haleluia, fii atent. Așa ceva în viața asta? Deci, ați înțeles melodia asta, adică și repet obsesiv, 30 de grade, 0, 0 grade. Eu am crezut că e un scor prima dată. Și zic, dacă e un scor 0, 0 grade, de ce nu e 3 la 0 grade? De ce 30 de grade? Hai să citim un pic versurile, că sunt, deci, așa ceva. Eu vreau să analizăm un pic ca să vedem 5 milioane de vizualizări, atenție, da? Băi, noi aici nu știu ce facem. Adică hai, mergem acasă, ne culcăm. 5 milioane de vizualizări. Ce ați auzit? 30 de grade, 30 de grade, 0, 0 grade, 0, 0 grade. Hei, haleluia! Ce legătură are orice cu orice? Nu contează. Iar, zice așa. Ligia, cântă Ligia. Era cald, acum e frig. Cerul plânge și eu strig printre lacrimi. Hei,
Haleluia, hei, haleluia. Dar de ce strigă hei, haleluia și nu strigă, nu știu, hai Steaua? Sau nu știu ce altceva, adică hai Dinamo, hai Rapid, hai Fepa 74 Bârlad, hai Building Vânt Jumare, nu știu, hai Oaia afară, nu știu, ceva. Deci cerul plânge și eu strig printre lacrimi, hei, haleluia, hei, haleluia, mai dus de la 30 de grade, 30 de grade, 30 de grade, 30 de grade de câte 4 ori, la 00 grade, 00 grade, 00 grade, 00 grade, de 4 ori, am crezut că e bâlbâită. După aia vine Fâcearm, dă-l pe Fâcearm să se vadă, și zice, prea multe n-ar fi de zis, nu poți reaprinde un foc ce deja s-a stins. Pă bune? Păi cam asta înseamnă a reaprinde. Că dacă focul era deja aprins, n-aveai de ce să-l reaprinzi. Adică, dă! Tocmai un foc ce s-a stins, îl reaprinzi. Că nu poți să-l reaprinzi dacă n-ar fi împrearabil stins. Dă! Deci Fâcearm. Și acum, atenție! Ca în zilele și nopțile de vară erau 30 de grade și noi, dar și afară. Bă, dacă e vorba de alcool, adică alea 30 de grade care sunt în noi, dacă e vorba de alcool, e ok. Come on, minut! Încă 5 minute. Da! Vrei să-l chem pe fâneață? Pe fileață? Vă trântește pe aici? Așa, vă bate cu capotul. Deci, bă, atenție! Erau 30 de grade și noi, dar și afară. Bă, dacă te referi la alcool, că ai, înțelegi, la Băsescu ar fi fost un 40 de grade, adică 30 de grade poate la încălzire. Ok, aia merge. Dar dacă noi sunt 30 de grade în sensul fără alcool, bă, înseamnă că ești mort. Deci la 30 de grade, dacă temperatura ta e de 30 de grade, bă, ești mort. Înțelegi? Mort, mort. Adică, eu zic, ori să cânte cu 36 de grade, 36 de grade, 36, că nu e nicio diferență. Așa. Și așa mai departe, nu mai e timp, vezi, am înghețat, dar n-am să ți-o spun, nu mai e soare, sunt singur pe drum. E superb, e o capodoperă. Bun. Eu am zis că e cel mai tare lucru pe care l-am ascultat în viața asta. Și după aia mi-am adus aminte că, de fapt, cel mai tare lucru pe care l-am ascultat în viața asta este melodia O fată ca ea de la Direcția 5. Nu mai am acum cum să, că nu mai avem timp, dar vă rog, versurile, versurile! Zice așa. Atenție, atenție, că facem concurs. Poate n-ai știu să pui un cuvânt la locul lui. Tot ce-ți doreai să-i spui. Tot ce-ți doreai să spui ce? E eliptică de conținut. Deci să termine. Poate n-ai știu să pui un cuvânt la locul lui. Tot ce-ți doreai să-i spui, punct. Cum punct? 30 de grade, 30 de... Nu, asta era... No. Poate nu i-ai arătat că o iubești cu adevărat, poate ai uitat. Are din trei versuri, strofele, știi? Și acum, o fată ca ea merita toată prețuirea ta, asta cu prețuirea mă omoară. Deci, ceva mai tare decât o fată merita prețuirea ta, este super. O fată ca ea nu găsești altundeva, pe o fată ca ea trebuia să o iubești ca pe o stea. Ce stea? Tu ce stea iubești, stea? Păi, a? Ca Gigi Becali pe Steaua, poate, adică poate așa, că asta zic, o iubești ca pe o stea. Tu ce stea iubești? Da? No. Așa, o fată ca ea, să o iubești cât te iubea. Și acum, da, poate n-ai știut să fii lângă ea, să o susții, bravo, ceas de ceas, zi de zi, perfect. Poate n-ai știut să vezi ce comoară îmbrățișezi, lipsit de crez. Lipsit de crez? Crezi? Așa ar fi rimat. Și acum e din nou... Deci, eu nu m-am hotărât care e mai tare dintre cele două... La texte mă refer. Altfel și melodiile sunt capodoperă, dar nu mai avem timp să facem concurs. Firar să fim. M-am apucat târziu de treaba asta. Merita o melodie ca aia, merita să ne aplecăm mai mult asupra la ea, cum ar veni. Dar... da, mi-a plăcut cu fileață. Asta e! Pică pară mălăiață în gura lui fileață. Gata!